găsit, prieteni! Îmi place foarte mult să citesc știrile despre nutriție. Suntem ceea ce mâncăm, alimentația este foarte importantă și, în general, ni se recomandă cam același regim și la femei și la bărbați. E bine să mâncăm echilibrat și, sigur, cantitatea este diferită și în funcție de afecțiunile fiecăruia, dacă ele există. Dar foarte rar mi se întâmplă să citesc știri care sunt recomandate femeilor în ceea ce privește alimentația și alte informații care sunt utile bărbaților. Spre exemplu, am citit acum un nou studiu al unui nutriționist rus care a descoperit că este bine să mănânce, bărbații, este bine să mănânce carne, să nu o elimine din dieta zilnică, pentru că ea ar putea să genereze o secreție foarte mică de testosteron. Așadar, mare atenție, mai sunt câteva alimente care sunt recomandate bărbaților pentru a-și păstra secreția normală de testosteron, pentru ca acest hormon să nu le influențeze în mod negativ viața, lipsa acestui hormon să nu le influențeze negativ viața. Este vorba despre fibre, spre exemplu, care sunt recomandate și sunt de asemenea și semințele anumitor plante, nu trebuie să lipsească din alimentația zilnică. La fel cum la femei sunt foarte utile pentru cantitatea normală de magneziu, necesarul zilnic de magneziu al doamnelor și domnișoarelor, sunt foarte utile, spre exemplu, migdalele sau bananele. Sigur că toate aceste alimente trebuie consumate și în mod rațional și că aceste cantități sunt în funcție de fiecare persoană, sunt utile în funcție de fiecare persoană în parte. Care este părerea voastră cu privire la acest aspect și dacă voi consumați migdale, doamnelor și dragi domni, prieteni, dacă voi consumați suficientă carne, aștept comentariile voastre. Vă pup, ne revedem mâine dimineață!